Este ora 9, bună dimineața, bine v-am regăsit la știri. Campioana României de la rugby, formația CSM Baia Mare, a rămas blocată în Africa de Sud. Cei 36 de sportivi băimăreni se aflau într-un turneu acolo și ar fi trebuit să revină ieri acasă. Însă zborurile dinspre această țară au fost anulate. Între timp, Ministerul Afacerilor Externe a declarat că se ocupă să găsească variante alternative pentru ca sportivii să revină în țară. Suntem în direct cu ministrul sportului Eduard Novac, cel care a ținut legătura cu sportivii blocați în Africa. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună Ce dimineața. Informații ne puteți oferi, domnule ministru? Ce date aveți? Informațiile sunt în felul următor. Deci, vizele lor sunt extinse, rezervarea este rezolvată în hotel. Și chiar deci am discutat cu domnul premier Ciucă și cu domnul Aurescu, deci noi facem tot ce putem ca să-i aducem pe băieți acasă. Ideea este că dacă nu se găsesc zboruri, atunci o să trimitem un avion să-i aducem acasă. Acestea sunt cele mai noi informații. Am vorbit și cu antrenorul echipei de acolo, care ei sunt relaxați într-un fel. Cred că toată lumea s-a implicat și au primit informațiile necesare de sprijin de acasă. Este vorba despre 36 de sportivi, corect? Da, exact, exact. Și în momentul acesta ei se află în hotel? Da, se află în hotel. Mai sunt și alte două persoane, tot cetățeni români care au rămas blocați, deci sunt în aceeași situație, din păcate. Deci, practic, în momentul acesta sunt 37 de români pentru care se găsește o soluție ca să ajungă în România. Da, 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 da. Deci, dacă nu se găsesc alte zboruri, alte companii, atunci o să trimitem un avion după ei ca să-i ducem acasă. Când se va lua o decizie în acest sens? Păi se lucrează permanent pe situație și... Aștept să văd astăzi până unde s-a ajuns, dar ultima confirmare este că situația este rezolvată, așa că probabil sunt curios acum dimineață care este situația și prin ce mod o să ajungă acasă băieții. Deci, practic, este o chestiune de ore până când vom afla clar care va fi situația în ceea ce privește acest sportiv, da. Și încă doi români care înțeleg că au solicitat sprijinul guvernului, nu, pentru a reveni în România. Da, așa am înțeles, că mai sunt încă doi cetățeni români care sunt în aceeași situație cu altă destinație, nu știu, turiști sau nu știu în ce, care este scopul deplasărilor acolo, dar cred că o să fie în același grup de a se repatria. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Eduard Novac, ministrul sportului, a fost în legătură telefonică directă. O să urmărim cum decurge această operațiune până la urmă, pentru că despre asta este vorba. Sunt 36 de sportivi de la CSM Baia Mare, plus încă doi români care au solicitat repatrierea din Africa de Sud după ce toate zborurile dinspre această țară au fost anulate. În mai puțin de o oră, la Arcul de Triumf începe ultima repetiție pentru parada militară de 1 decembrie. Ceremonia de ziua națională va fi însă și în acest an una restrânsă. Colega mea Gabriela Mihai ne aduce toate detaliile. Gabi, te rog. Am găsit acum să fac toate pregătirile, astfel încât în mai puțin de o oră, așa cum spuneai și tu, să înceapă ultima repetiție pentru parada militară, care va avea loc pe data de 1 decembrie. Astfel că pe 1 decembrie, dar și astăzi la repetiție, putem vedea 1500 de militari români care vor trece pe sub Arcul de Triumf. De asemenea, și 100 de vehicule de luptă vor trece tot pe sub Arcul de Triumf, iar 30 de aeronave vor survola această zonă. Tot aici sunt și echipamente ale Ministerului Afacerilor Interne. O să stăm de vorbă acum cu Monica Dașbog, purtător în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Bună dimineața, vă rog să ne spuneți cu ce echipamente veniți la parada de 1 decembrie. Bună dimineața, așa cum știți, parada din acest an este într-un format mai restrâns față de cum eram obișnuiți anii trecuți. Tocmai de aceea, în blocul de paradă al Ministerului Afacerilor Interne au fost incluse mai ales autospeciale nou achiziționate. Printre acestea se află o motopompă cisternă pentru stins incendiile de pădure, care a fost achiziționată în acest an și care a participat la prima misiune a pompierilor români din Grecia. Mai avem de asemenea containerul pirotehnic, care poate fi folosit pentru depozitarea în siguranță a munițiilor neexplodate, pentru situațiile în care se descoperă o cantitate mare de muniții și aceasta urmează să fie distrusă chiar în locul unde a fost descoperită. De asemenea, pe sub Arcul de Triumf va mai trece punctul mobil de comandă al Centrului Operațional al Poliției Române, care asigură schimbul de informații între structurile care participă la misiunile cu grad ridicat de complexitate. Această autospecială are echipamentele necesare pentru a ține legătura inclusiv cu elicopterele Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, care oferă sprijin aerian în cazul misiunilor dificile. Anul acesta, într-adevăr, o paradă restrânsă din cauza condițiilor impuse de pandemie, însă va fi și o expoziție ulterior, așa că oamenii vor putea veni aici. Ce vor vedea? Așa este, în premieră se organizează această expoziție de tehnică. Dăm ocazia tuturor celor care vor putea să vină aici să vadă de aproape autospeciale, motociclete și chiar două elicoptere ale Ministerului Afacerilor Interne. Care este mesajul dumneavoastră pentru toți românii care vor vrea să participe la această paradă, având în vedere faptul că vorbim în continuare despre condițiile de pandemie? Evident, ne dorim ca oamenii să înțeleagă cât este de important să respecte în continuare măsurile de protecție sanitară, mai ales cele cu privire la purtarea măștii de protecție și la respectarea distanței fizice. Este ziua națională, cu toții ne vom dori să fim aproape, dar trebuie să avem grijă în continuare pentru că virusul este foarte periculos. Mulțumesc frumos! Așadar, 400 de persoane vor avea acces la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României de 1 decembrie, iar asta pentru că vorbim în continuare despre condiții de pandemie, iar parada se va desfășura într-un număr restrâns de persoane. Cum spuneam, 1500 de militari vor fi prezenți aici, în piața Arcului de Triumf, vor defila pe sub Arcul de Triumf și, bineînțeles că vorbim despre o paradă la care atunci când va avea loc, adică miercuri de 1 decembrie, va participa și președintele României, Klaus Iohannis. Gabriela Mihai a fost în direct, mulțumim foarte mult. În contextul apariției noii tulpini Omicron, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a decis să prelungească restricțiile până pe data de 8 decembrie. Deși capitala are o incidență de 2,26 de infectări la 1000 de locuitori. Masca de protecție rămâne esențială, iar o serie de activități sunt permise numai persoanelor vaccinate sau trecute prin boală. Activitatea în baruri, cluburi sau discoteci rămâne însă interzisă. Târgul de Crăciun va avea program până la ora 21 și este permisă activitatea cu 1000 de persoane. Noile ordini aprobate de prefect vizează și activitățile de 1 decembrie, ziua națională, unde este permisă participarea unui număr limitat de persoane, după cum spunea și colega mea Gabriela Mihai ceva mai devreme. Varianta Omicron a SARS-CoV-2 generează tot mai multă îngrijorare pe continentul european, pe măsură ce apar informații de noi posibile cazuri. Olanda investighează zeci de pasageri care au venit infectați din Africa de Sud, în timp ce Italia, Marea Britanie, Germania și Cehia au anunțat că au identificat posibile cazuri de infectare cu noua variantă. 61 dintre cei 600 de pasageri de pe două curse ce au zburat pe ruta Africa de Sud-Olanda au fost depistați pozitiv cu COVID-19. Autoritățile olandeze au început noi teste pentru a determina dacă aceste persoane sunt infectate cu tulpina Omicron. Unii pasageri au fost însă nemulțumiți de faptul că autoritățile aeroportului nu s-au asigurat că sunt distanțați de persoanele infectate. Because we were not given the conditions to isolate and to have social distancing.
După Africa de Sud, Botswana, Hong Kong, Israel și Belgia, tulpina și-ar fi făcut apariția în alte două state europene. În Germania, ministrul regional al afacerilor sociale a declarat că cel mai probabil varianta Omicron a ajuns deja în țară. Este vorba de o persoană care s-a întors din Africa de Sud cu o cursă care a aterizat pe aeroportul din Frankfurt. Informația trebuie însă confirmată pe baza secvențierii care este în curs. Iar în Cehia, ministrul sănătății a precizat că a fost identificat un posibil caz de infectare cu noua tulpină la o persoană care a venit din Namibia. Între timp, lista țărilor care au impus sau urmează să impună restricții de călătorie continuă să crească și cuprinde în acest moment Statele Unite, state membre UE, Canada sau Israel. Autoritățile sud-africane au caracterizat însă restricțiile de călătorie drept nejustificate. Genul acesta de reacții dure chiar nu are sens, mai ales că multe dintre țările care au aplicat aceste măsuri draconice se confruntă cu un al patrulea val, a precizat ministrul sănătății din Africa de Sud. Oficialul s-a arătat ofensat de faptul că noua tulpină a fost legată de numele Africii de Sud. Dacă o țară, prin observațiile sale științifice, este capabilă să identifice o anumită variantă, este o abordare greșită să atribui varianta respectivă acelei țări. Africa de Sud are o rată de vaccinare de numai 24%. Gradul de testare este incert și este a doua oară când țara este sursa unei tulpini noi de coronavirus. Aceasta este a cincea variantă de SARS-CoV-2 care apare de la începutul pandemiei până acum. Ea a fost declarată de Organizația Mondială a Sănătății în măsură să stârnească îngrijorare. Zeci de mii de turiști au luat cu asalt stațiunile montane în mini-vacanța de 1 decembrie. În unele zone ninge de câteva zile, astfel că turiștii au avut parte de zăpadă din belșug și au putut să și schieze. Seara s-a lăsat cu petreceri pe cinste în stațiuni. Poiana Brașov e una din stațiunile luate cu asalt de împătimiții sporturilor de iarnă în mini-vacanța de 1 decembrie. Zăpada e foarte bună, e moale, chiar dacă pici, e ok. Da, e super. Și la Rânca ninge de câteva zile, iar pârtia este numai bună de schiat. La Rânca ninge ca în povești. S-a așternut. Pe pârtie. Pe străzi, pe clădiri. De seară s-a lăsat o petrecere pe cinste chiar pe pârtie, unde petrecăreții au uitat de pandemie. Și așa cum era de așteptat, problemele au început deja să apară la târgurile de Crăciun din țară. Sute de oameni stau la cozi zeci de minute pentru a putea trece pragul evenimentelor festive. Pentru că accesul la târgurile de Crăciun se poate face doar într-o capacitate limitată și în baza certificatului verde, o mulțime de oameni sunt nevoiți să aștepte la cozi imense ca să poată intra. Cu măștile pe față și înarmați cu răbdare, bucureștenii își așteaptă rândul. Fie că stau la coadă ca să prezinte certificatul COVID, ori ca să-și achiziționeze bilet, oamenii sunt cuprinși de feria sărbătorilor și se bucură de atmosfera festivă din capitală, chiar dacă trebuie să petreacă 10 de minute la intrarea târgului de Crăciun. Nici la Sibiu situația nu este diferită și acolo sute de persoane au format o coadă care se întinde pe câteva sute de metri doar ca să poată vizita târgul de Crăciun. Luminițele festive, tarabele comercianților și muzica de sărbătoare ademenesc pe toată lumea cu mic, cu mare.
Rezultate impresionante la campionatul european de șah pe echipe. Turneul feminin a adus României o serie de victorii din partea campioanelor naționale. Șahista Mihaela Sandu a obținut bronzul după 4 victorii și o singură înfrângere. Irina Bulmaga, Corina Peptan, Elena Cosma și Alessia Ciolacu sunt celelalte jucătoare care au reușit să aducă României victorii în fața Austriei, Serbiei, Israelului, Spaniei și au obținut și un egal cu Olanda. Un film despre efectele pandemiei de COVID-19 a fost desemnat cel mai bun lungmetraj la Oscarurile Asiei. The Falls este totodată și propunerea Taiwanului pentru Oscarurile din 2022. Pelicula prezintă efectele nefaste ale pandemiei de COVID-19. Aflată în perioada de lockdown, relația dintre o mamă și fiica sa devine tensionată atunci când ele trebuie să se izoleze în apartamentul lor. The Falls, un film taiwanez scris și regizat de Chung Mong-hong, a primit trofeul pentru cel mai bun lung metraj al galei Golden Horse Awards, considerată echivalentul asiatic al ceremoniei premiilor Oscar. Regizorul surprinde relația tensionată dintre o mamă și fiica sa după ce acestea au fost nevoite să stea izolate în apartamentul lor în perioada de lockdown. The Falls a avut premiera mondială în secțiunea Orizonti a Festivalului Internațional de Film de la Veneția din acest an și reprezintă propunerea Taiwanului pentru o nominalizare la categoria cel mai bun lungmetraj internațional la ediția din 2022 a premiilor Oscar. În doar câteva minute pe B1 TV începe emisiunea Schimbă-ți viața, informează-te. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne revedem la ora 10 fix la știri. Vă aștept.